Copii, în ziua când vrăjitoarea a dus-o pe Rapunzel în turn, a blocat unica ușă de ieșire cu un dulap plin cu jucării. Rapunzel nici nu bănuia că ieșirea din turn se afla chiar în camera ei. Au, ce mult mă bucur să te văd! Tu ce ai? De ce ești atât de fericită? Ei, dar cum să nu fiu fericită? Dacă uite acum 2 minute și 30, 31... Ce e cu 2 minute și 31? 35, 36... Ce? Noi împreună cu copiii am salvat-o pe... Rapunzel! Ce? Cum ați salvat-o pe Rapunzel? Da? Rapunzel, copila mea! Soare drag, lumină, stea! Unde ești? Da, 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 mamă! M-ai strigat? Rapunzel, cum de-ai îndrăznit să ieși din turn? Uite câte lume rea e în jurul tău! Toată lumea asta rea spune că tu nu ești mama mea! Oh, nu, 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 Rapunzel, nu crede pe nimeni, te rog, nu crede! Oamenii sunt răi și nu-ți vor niciun bine. Gata, a venit timpul să fii pedepsită, vrăjitoarea rea și haina! Stai, nu-i fă niciun rău! Rapunzel, unica pedeapsă pentru ea este să stai părul. Imediat ce va fi tăiat, ea va îmbătrâni! Oh, nu, 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 numai nu părul! Nu, Rapunzel, te rog, iartă-mă! Doar nu părul, nu tinerețea mea! Oh, nu, nu, nu! Să știi că am să te iert, numai dacă promiți că nu o să mai faci vrăji niciodată și că o să mă duci la părinții mei adevărați! Copii, îmi pare foarte rău pentru tot ce am făcut. Promit, o voi duce pe Rapunzel la părinții ei adevărați și nu voi mai face niciodată nimănui niciun rău. Promit. Copii, să o credem? Să știți, copii, că am să o iert, pentru că ea m-a iubit, m-a îngrijit și m-a hrănit. Să știi că te iert. Rapunzel, ai o inimă foarte mare. De la tine am să învăț să fiu bună și eu. Rapunzel a iertat-o pe vrăjitoare și s-a întors chiar în acea zi la castel. Regele și regina s-au bucurat enorm că și-au revăzut fetița vie și nevătămată. Au dat petrecere de 3 zile și 3 nopți. Rapunzel și-a îndeplinit visul, să alerge prin iarbă, să se joace cu mulți copii și să fie un copil fericit alături de părinții ei. Dacă vă întrebați ce mai face vrăjitoarea, atunci vă zic, ea s-a cumințit și s-a ținut de promisiuni, a devenit bucătar șef la castel și a învățat toți bucătarii să prepare cea mai gustoasă supă de brocoli. Iar prințul ce face? Prințul s-a căsătorit cu Rapunzel și trăiesc fericiți și acum, în acea țară, îndepărtată, dar nu chiar îndepărtată. Iar eu, clounela, m-am urcat pe o roată și v-am spus povestea toată!